În ultima perioadă am observat în Mapamondo sau să zicem așa, în YouTube-ul românesc, tot felul de videouri despre cum locuiesc eu în casa mea. Ele devin cumva influențe și eu deseori am primit la mine clienți care au venit și mi-au spus vreau ca la ăla că am văzut la el. Astăzi mi-am permis să încep o serie și voi începe cu unul din cei mai renumiți vloggeri din România și este o poveste de succes care merită respect, merită atenție, are o viziune mai deosebită față de ceea ce îl înconjoară în materie financiară sau selecții care le face, dar când a ajuns în zona și în teritoriul nostru legat de design interior, deci nu am putut să tac, nu am putut să mă rețin și vreau să urmărim împreună și îți spun eu, din punct de vedere profesional și din punct de vedere estetic și ce știm noi să facem, interioarele alea, faine și cool, ce părere am eu despre apartamentul lui Shelly în care s-a mutat? Încă o dată, respect Shelly pentru ceea ce faci, nu-i despre tine, e despre locuința în care stai tu. Pe 16 septembrie noi ne-am mutat din vechiul apartament în care stăteam în acest nou apartament. Cred că știți motivele, pentru că am făcut un vlog atunci în care am justificat această mutare de la un apartament cu o chirie mai ok, adică un apartament cu o chirie de 850, la apartamentul ăsta a cărui chirie cu tot cu TVA-ul adăugat și cu toate chestiile pe care ne-am mai pus noi, loc de parcare suplimentar și parasolar și acel TVA, se apropie chiar de 3000 de euro, deci e o creștere. Deci e foarte important acest aspect care l-a menționat Shelly, când a zis că este un apartament în chirie. Deci, din start, el vine deja într-un spațiu creat de cineva, mă refer în cazul dat de dezvoltator, care i-a pus la dispoziție un apartament care are finisările făcute și, atenție, pereții vopsiți, gresia faianță în baie pusă, dacă este, dacă nu au fost vopsite și băile alea, deci clar nu vine cu investiții capitale în dorința de a schimba iluminatul, texturile pardoselei, texturile băilor, dar cumva vine cu mobilier și decorează spațiul în care va sta temporar. Și e foarte important acest aspect pentru că când ne uităm critic la un interior, trebuie să ținem cont, este în chirie sau este proprietate privată. Și atunci poți să deschizi buzunarul și ariciul din buzunar să plece și să bagi mai mulți bani în casa ta. Ei, acum vom vorbi despre un apartament închiriat. Bine menționat, pentru că 3000 de euro nu este orice apartament închiriat. Deci clar este mai mult și așteptările sunt mai mari. Hai să vedem. Mare și cred că v-ați rămurit de ce am făcut această mutare. În primul rând pentru siguranța mea proprie și personală și siguranța Smarandei și mai nou siguranța pisicilor noștri, fraților, pentru că știți foarte bine ce s-a întâmplat la vechiul apartament. Cum era să mor? Acum că am recapitulat motivele pentru care ne-am mutat din vechiul apartament din Pipera, hai să vorbim despre acest apartament. E un apartament situat în Băneasa, mai exact fix pe cealaltă parte a DN-ului față de Mor Băneasa și e situat într-un complex foarte mare în care nu sunt doar apartamente, e și un întreg country club cu terenuri de tenis, cu piscină, cu sală de fitness, zonă de kickboxing, un spa foarte, foarte șmecher și piscină interioară și piscină exterioară, are foarte multe facilități. Deci o recomandare personală, Shelly, dacă vrei să te securizezi de să nu mori sau să nu da detalii în ce complex stai, unde te afli, mai ales la ce oră pleci, la ce oră vii, chiar dacă ții la securitatea ta. Deci, clar, ții la securitate, nu da detaliile personale. Eu filmez la oameni acasă și vizitez multe case private și niciodată nu dau detalii unde și în ce loc se află acest spațiu sau locuință. Tu cam ai explicat clar, aici sunt eu. Te-ai identificat cu zona, locația, nu trebuie să fii prost ca să înțelegi unde stai. Hai să începem cu turul apartamentului. Continuăm, fraților, cu turul apartamentului. Filmez în a doua zi pentru că am vrut să fie lumină când fac turul ăsta, să vedeți foarte bine. Eu cumva l-am arătat înainte să mă mut, dar acum l-am mobilat și noi, am făcut cum ne place nouă și vreau să vi-l arăt. O să încep cu living-ul, fraților. Asta e zona de living, ăsta e televizorul pe care îl aveam și în vechiul apartament. Asta e masa unde mâncăm noi. Partea tare la masa asta este că se extinde, mai are o porțiune aici, o bucată. Se poate pune în caz că aveți vreodată foarte mulți prieteni care vin la voi și mănâncă. Nu prea e cazul nostru, noi nu prea avem prieteni. Living-ul, cumva am înțeles că este doar un mobilier strict pentru documente și pentru zona de pisică și un televizor. Am văzut cu un colț sau o canapeluță micuță. Vedem o masă care este foarte mare, clar. Deci masa asta este puțin supra-dimensionată pentru că văd distanța între scaune și perete
foarte îngust, deci clar cu scaunele vei roade pereții mai mereu, sunt alb vopsiți, n-are nicio placare, ceva, un pal sau ceva făcut, deci clar vei interveni și ele cu niște reparații în zona aia într-un scurt timp. Cred că ar fi benefică o masă puțin mai mică și sunt și alea rotunde care se desfac sau dreptunghiulare, puțin mai mici. M-am uitat puțin la cromatica interiorului și am văzut că totul e alb, imaculat, perfect, puțin în contrast cu ușa și cu parchetul și masa e cam lucioasă. Ei, atenție, așa trebuie suprafețe se zgârie foarte ușor și în timp, clar, vor veni zgârituri din alea, cam, și va părea cam, cam e veche, stricată. L-am cumpărat eu, e un birou simplu de la Ikea, însă mi se pare foarte tare că e din ăla de se extinde pe înălțime. Ăsta este semnul cu Sherry pe care l-aveam și în vechiul apartament, foarte, foarte ok. Trebuie să fac ceva pe zona de cable management, neapărat să iau un, se numește cablu canar flexibil, mi se pare să... Deci, acest spațiu a fost destinat unui dressing. Cred că așa apare că e intrarea aproape. Cam incomodă la o distanță de 1,20 m de intrare. Shelley a gândit-o să fie un spațiu de muncă, cablarea și organizarea obligatorie și poate denumirea Shelley totuși să fie sus ca un element de spot. Nu cred că e ok, the power thing, Shelley denumirea să fie jos, la picioare. Ar fi bine să fie mai sus. Asta este insulița de la bucătărie, care îmi place că e pe două nivele, să zic așa. Ai odată nivelul ăsta și odată nivelul ăsta, ceea ce mă, te ajută că poți sta aici cu laptopul și nu intră laptopul în, știu eu, mâncare și ce alte chestii ai mai putea să ai pe aici. Aici mașina de spălat și uscătorul, mamă. În primul rând, felicitări, insula în spațiu este wow. Deci insula este recomandarea mea și aici, big. Nu este o insulă de gătit, este mai mult o insulă de tăiat sau de mâncat, pentru că imediat am văzut mașina de spălat și mașina de uscat. Chiar în zona insulei. Clar, cred că ai primit-o așa de la zvător. Dacă tu ai posibilitatea acasă să o muți în altă parte, să-i faci un spațiu dedicat, recomandarea e să o faci, pentru că mirosuri, trebuie să-ți dai seama, scoți rufele de acolo, ai spălat și speli cam des, nu? Și nu cred că ai fi, nu-ți cam se îmbină, știi, mâncarea cu spălarea rufilor sau hainelor sau cumva nu sunt, trebuie să fie cumva separate. Deci îți recomand totuși să fie separate dacă ai posibilitatea să o faci. Ca într-o prezentare din aia imobiliară, zici că suntem aia, property sex. Aici frigiderul, aici congelatorul, cuptor și cuptor cu microunde. Îmi place mult că e luminată partea asta unde ținem paharele. E, are o bandă red, nu e mare filozofie, însă arată foarte cool. Spații de depozitare. Ce pot să zic de mobilier? Mânerele astea care sunt imense, sunt foarte old fashioned. E un lemn nuc. Apare o porțiune cu lumină în spate care din umbrele care le văd necesită dedicație, trebuie să pui niște pahare, niște farfurii cum trebuie acolo să arate bine și ce am văzut bine că blatul este într-o culoare cu partea din spate, este o faianță, o gresie sau nu prea înțeleg din video ce e aici. Spații de depozitare, piesa de... Da, este o piatră compozit. Sensă, o știți deja, v-am arătat-o, e zona asta unde poți să ții băuturile. Hotă, sertar. Are utilizat un colț, ai utilizat un colț destul de interesant cu băuturi, dar sincer în bucătăria asta ce mă deranjează? Mă deranjează mânerile astea care sunt cumva old fashion. Da. Iar asta e holul principal pe unde intri, aici pui pantofii, asta e o grilă un pic cam mică, ar trebui să o schimbăm, dar partea tare e că ai loc de umerașe în spate, asta mi se pare mișto. Unde noi ne punem toți Adidas și aici ar trebui să punem noi niște rafturi din astea mai mici, să nu mai ținem toți Adidas și în cutii, să-i ținem afară din cutii, ar fi mult mai smart, însă n-am avut încă timp să ne ocupăm. Deci, când mă uit la interiorul ăsta și văd ușile astea care sunt de lemn, cu tocuri din alea old fashion, eu știu complexul, am fost în apartamentele, am niște prieteni în complexul ăla și ele, da, sunt dezvoltatorul aici, pentru că ai cumpărat niște uși dezvoltatorile cam aiurea și oamenii ăștia se mută, inclusiv și ele s-au mutat într-un spațiu în care el nu poate să-și permită sau să schimbe ușile în acel spațiu. Zona dedicată dressing-ul la intrare e bine, dar văd că și ele ai decis totuși să pui un spațiu pentru încălțăminte și tot ai lăsat încălțămintea jos la intrare, acolo, am văzut în video. Dar la intrare ar fi bine să fii mai curat puțin. Nu știu, să fie o curățenie estetică când e acasă. Și acesta e balconul, care mi se pare gen cea mai tare parte din apartamentul ăsta. Am instalat noi suplimentar parasolarul ăsta, am dat ceva bani pe el, însă sincer vă zic, merită toți banii, pentru că poate să plouă, poate să fie minus 15 grade, nu te plouă fiindcă ai parasolarul, ai încălzitorul ăsta aici și poți stai frumos, rejer, să-ți bei cafeaua. Covorul ăsta tot noi l-am luat și e foarte drăguț, în timp ce canapeaua... A, bine, terasa a moștenit-o efectiv de la dezvoltator și clar, în zona aia
E foarte multă verdeață, e foarte mult spațiu verde util, făcut frumos, da. E terasă superbă, care merită atenție. Mobilierul, îți recomand să uiți la dedon.de, vezi cel mai tare producător din lume pentru mobilier de exterior. Sau chiar și la MobExpert găsești niște mobilier mai ok. Da, aici metalul ăla se rupe, îți rupe coastele, te susțin, dă-l înapoi, ceartă-i, zică-ți proști, că e chiar prost mobilierul. Fraților, trebuie să o returnăm, pentru că e tot o canapea pe care noi am luat-o, balconul n-a venit mobilat. Mi-a plăcut mult cum arată în culorile astea, însă este mult, mult prea mică și e de proastă calitate, efectiv. Gen, pe bune, asta nu stă, adică ăsta efectiv nu stă, trebuie să o schimbăm, însă n-am apucat încă. N-am reușit să mobilăm încă full balconul ăsta, trebuie să punem acolo un nou din ăla, să stai așa frumos, relaxat, în nou. Deci ouă ăla relaxat. De la Dedon, da? Dedon.de. Asta e dormitorul matrimonial, dar întâi să vă prezint baia matrimonială. Asta e baia principală din casă. Ai și duș din ăsta, dar ai și cadă, ai două chiuvete, dar piesa de rezistență. Deci baia care o vedem în video prezentat aici are câteva lucruri faine. În primul rând are full setup, bidet, viceu, două chiuvete, el ia, cadă de la Flaminia, apropo, e un brand foarte fain și arată bine această cadă. E o problemă cu ea că accesul și curățarea în spate este foarte complicată, deci clar Shelly vei avea probleme acolo în spate, cred că ai primit-o de la dezvoltator, nu cred că ai luat-o tu. Dacă ai luat-o tu, freestanding-ul, fii atent când îl cumperi data viitoare. Văd o problemă cu depozitarea mopului, că apare în cadru, deci nu ai un spațiu dedicat acestor ustensile. Ar fi bine să te gândești la treaba asta și să dedici și văd cumva halatul atârnat pe duș. Ar fi bine să existe niște cârlige pentru asta sau niște ceva unde să le agăți. Să fie cumva un estetism, o curățenie estetică în spațiu. Atenție, Shelly, să ne înțelegem clar. Eu cred că tu ai primit aceste produse de la dezvoltator sau la cine ți-a dat în chirie acest spațiu și nu este în zona ta. Este pentru privitorii tăi care se uită și vor la fel să înțeleagă că nu e bine și atragă atenția la aceste detalii, pentru că e vorba de mentenanță, curățenie, estetică și restul. Un televizor în baie este ok să-l ai, dar clar, jumătate de oră, eu cred că stai și o oră și tu la un film și mai știi pe Netflix. Aparat cea mai bună poziționare, însă chiar e de apreciat treaba. Chestia interesantă care am văzut-o în zona asta când s-a așezat cele pe WC-ul sau pe Budă, pe BDC sau așezat el aici, are un radiator care stă la geam, efectiv, și pe el are două cârlige cu o bară pentru prosop. Cred că e de patentat treaba asta, pentru că cumva prosoapele se usucă. Arată cam straniu, cam, nu vreau să spun cum arată, dar da, ia observați. Funcțională. Mergem mai departe, ăsta e dormitorul matrimonial, unde nu e neapărat nimic special sau wow. Ăsta e șifonierul din dormitor, mai e încă un șifonier aici pe hol. Televizorul ăsta e un televizoraj mai micuț, l-am luat noi pentru că nu a venit cu televizor. Patul, noptiere, iarăși mi se pare foarte drăguț în toată casa, sunt jaluzele astea electrice. Mi se pare foarte mișto și te ajută și la filmare, pentru că atunci când bate soarele direct, efectiv și orbește soarele. Shelly, televizor în dormitor. Eu, poate ești tânăr încă, nu asta, dar dacă vrei copii sau vrei să distrezi la tine în dormitor sau să dormi, ai un dita mai televizor și în baie, și în living. Este, atenție, deci o recomandare. Da, clar, jaluzelele sunt faine. Aici, clar, dezvoltatorul a dat ceva bănuț să facă treaba asta cu privacy. Din cauza că nu departe văd că e un bloc și el s-a gândit că și soare și chestii nu vezi pe vecin. Cam le-a împasat aproape una de alta. Un șifonier un pic mai mic. Aici Azmară și-a făcut un birou. Eu am întrebat-o, bă, nu vrei un birou totuși un pic mai mare? Că uitați-vă cât de mic e. A zis, nu, că mi-ajunge ăsta. Deci asta e camera ei de studiu. Aici ea învață, intră la cursuri la medicină. Trebuie să dăm neapărat patul ăsta un pic mai așa. Schimbați masa aia. Dacă ții la sănătate Smără, schimbați masa, este prea îngustă, are baza lată, își va rupe picioarele, își va rupe mâinile și spatele. Mută patul, poți să micșorezi patul, că ai patul deja matrimonial lat. De ce mai vrei încă un pat mare dublu? Da, poate că e camera de oaspeți sau dacă e separată, dar cred că e prea puțin loc acolo. Și aici e baia din dormitorul secundar, baie care sincer mie nu-mi place. Eu sunt sincer, v-am zis că mie îmi plac foarte multe lucruri la apartament. Baia 2. Treci. În realitate, video are 16 minute, în care prezentarea apartamentului a fost cam 6 minute despre spațiu și restul. Eu înțeleg că acest spațiu a fost apartament primit de la dezvoltator sau luat în chirie la niște bani mari, 3.000 de euro,
care are facilitățile alea, că ai vedere spre parc, ai geamuri până jos, ai toate condițiile, cred că mobilarea din zona de baie și restul, și vii cu mobilierul tău și decorezi spațiul, dar totuși valoarea acestui apartament pe piață este huge, imensă, mare, și dezvoltatorul a venit cu niște propuneri, cu niște grinzi în casă, niște grile care suflă aerul condiționat, sunt niște canale de ventilare, parchetul și restul, deci minimalismul, dar varianta refăcută, regândită, minimum cheltuielilor, dar maximum cost. Ca și cum fac dezvoltatorii la noi în piață. Nu prea am avut prea multe analize, a fost un test, o încercare să văd, să înțeleg cum se combină lucrurile, care sunt valorile transmise de către Shelly în acest video, luând în considerare cumva comunitatea mare, și clar înțeleg că valorile financiare mult mai mult contează, mai puțin designul. Designul este așa pe mărimea cumva combinării între un apartament închiriat și câteva piese de mobilier selectate aduse într-un spațiu. Ele ar trebui puțin asortate, cred că ar trebui un mic sfat din partea unui specialist în domeniu. Ar fi foarte fain dacă ai promova aceste valori și ai promova cumva implicarea unui specialist în decorarea chiar spațiului. Există și designer și arhitect de interior care vin și îți decorează sau îți mobilează. Poate adăuga puțină culoare, mai schimba niște contraste, adăugai poate o oglindă undeva, poate niște finisări, dedicai cumva zona unde ai birou mai interesant. Bucătăria este ok, mai puțin zona cu spălătorie și restul ar fi bine să-i găsim un alt loc, dar necesită puțină atenție la curățenia spațiilor, în utilizarea spațiilor, deci toate piesele care sunt de mentenanță trebuie să aibă spații dedicate, într-așa mod cumva ochiul nu va fi deranjat. Dacă ți-a plăcut acest review, dacă ți-a plăcut analiza aceasta și crezi că merită atenție și alte vedete, scrie-mi-o, comentează-mi ce vedete ai vrea să le analizezi sau ce apartamente sau ce cripsuri vrei să vorbim despre ele. Dacă primesc cumva un comentariu de la cele sau primesc cumva o analiză sau cine știe, un review la un video meu cum vorbesc eu urât sau așa, you are welcome. Follow, subscribe și hai să te provocăm la o viață cu design mai bună. Ciao!